Haideți să ne povestiți un pic de ce facem o platformă de porumb într-un an așa de dificil. Să vă spun un mare secret. Nu este singura platformă de porumb. Când am lansat în primăvară platforme sau zilele de învățare Corteva și acum ne aflăm la Harvest Day Corteva, o zi a recoltării, am considerat că totul se va derula frumos, cu ploaie, cu un sezon bun. Într-adevăr, până luna iunie, toată lumea a fost fericită. Din iunie, sfârșit de iunie, când s-a instalat seceta, cu toții am asistat la cel mai grav fenomen posibil, dispariția culturii porumbului din sud-estul României. Și ce a rămas în picioare? Aceste suprafețe irigate. De aceea, astăzi suntem aici și o parte cu mulți fermieri care și-au dorit să vină să vadă potențialul hibrizilor Pioneer în condiții de irigat, pentru că vrem să dăm un semn. Vrem să le spunem încă o dată fermierilor, pregătiți-vă pentru zile mai negre, pregătiți-vă pentru perioade de secetă prelungită. Și cum vă puteți pregăti? Prin pregătirea suprafețelor cu instalații de irigat. E greu, e scump, dar în sud-estul României, dacă mai o să mai avem încă minim un sezon ca 2024, nu mai putem spune sau nu mai putem vorbi de porumb în principal. Da, Claudiu, în ultimii ani de zile să spunem că s-a uitat să investească și în special în partea de irigații, s-a dezvoltat foarte mult. Cum 2 ani de zile a achiziționat de la Ipsos Irigații pivot de la Bauer. Astfel reușește în special la porumb să crească producția. Dacă vorbim de pivoții de la Bauer, acestea sunt produse premium, sunt produse de calitate, sunt făcute în Austria, iar avantajul acestor pivoți, aș spune că nu este doar calitatea, este și partea de suport. Bauer are o echipă de tehnicieni în România, iar împreună cu echipa Ipsos Irigații reușim să oferim o soluție completă pentru fermieri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că putem să facem proiectul de la zero până la punerea în funcțiune și servisarea sistemului de irigat. Astfel, fermierul are și din partea noastră și consultanță, dar și suport atunci când vine vorba de servisare sau de întreținerea sistemului de irigații. Dacă vorbim de condiții din acestea extreme de secetă, vorbim în continuare și chiar dacă facem irigație, vorbim în continuare de gama Aquamax? Cu siguranță. În 2010 am lansat primul hibrid de porumb Aquamax, de fapt primii doi hibrizi de porumb Aquamax, iar în toți acești 14 ani, în fiecare sezon, în fiecare an, am venit cu hibrizi noi Aquamax în toate grupele de maturitate. Deci, toleranța hibrizilor Aquamax la secetă este recunoscută, dar, așa cum știm cu toții, nu există plantă de cultură care să vegeteze fără o picătură de apă. Porumbul, chiar dacă este tolerant la secetă, trebuie, cu siguranță, să fie irigat sau să avem un aport freatic de care el are nevoie, în special la polenizare. Deci l-a înflorit și în perioada de umplere a bobului, imediat după. De aceea sud-estul României a rămas fără porumb, pentru că seceta s-a instalat la înflorit și n-a mai plecat. În schimb, în Transilvania am avut, o să spunem, am fost mai norocoși. Fermierii au trecut peste perioada de înflorit, seceta s-a instalat undeva la sfârșitul perioadei de vegetație, după ce porumbul a ajuns la maturitatea fiziologică. Și atunci efectele au fost mult mai mici asupra producției. Dacă în sudul României am recoltat zero, în Transilvania și vestul țării avem producții medii între 7, 8, 9, 10 tone la hectar. Astăzi, de exemplu, ne aflăm în fermele Iliuță din Călăraș, unde vom recolta în fața fermierilor gama de hibrizi Aquamax, începând cu FAO 300, până la FAO 400-450. Putem spune că chiar 500, dar nu recomandăm să trecem peste 450 FAO în această zonă dacă nu avem irigații. De ce? Pentru că perioada porumbul înflorește mai târziu, exact când se instalează seceta la sfârșitul lunii iunie, început de iulie, și am, cum să spun,
nu mai avem, am renunțat, am terminat cu cultura porumbului. Deci suntem pentru această zonă, recomandăm hibrizi între 350-420-450 FAO. Ne aflăm în Călăraș, la ferma Ildu, unde am invitat fermierii să se alăture la Corteva Harvest Day. Practic, modul în care noi vrem să demonstrăm potențialul hibrizilor live cu fermierii, să recoltăm un lot de porumb, spunem, care a primit apă, dar nu irigat, să spunem, cota normală, în zona de 15 tone plus, ci mai degrabă între 10 și 14 tone. Este o situație mai reală decât una ideală, în care foarte mulți fermieri se regăsesc din diferite motive, nu e apă pe canal, nu avem suficientă capacitate de irigații, preferăm să demonstrăm și să arătăm capacitatea de producție a hibrizilor noștri în condițiile acestea actuale și reale, în care fermierul a aplicat aproximativ 200 de litri de apă în perioada de vegetație și a mai avut 100 de litri din ploi. Este un porumb semănat pe data de 12 aprilie, 80.000 de boabe la hectar, da? Nu ne-am dus foarte sus cu densitatea, fiind conștienți de potențialul sau de capacitatea de irigații pe care o avem, și recomandăm tuturor fermierilor să facă lucrul acesta, să fie atenți de la început, să înțeleagă ce cantitate de apă pot aplica, și o să vedeți un lucru foarte interesant, hibrizii semitimpurii între 350 și 400 FAO sunt mai productivi la irigat, da, decât hibrizii 450. Ce face diferența este fix acea cantitate de apă care a lipsit, ar fi făcut ca un hibrid, să spunem, 450 FAO să fie mai productiv decât un 350 FAO. Mai pe românește, degeaba pui un hibrid cu potențial ridicat dacă posibilitatea de irigație este una, să spunem, redusă, vei avea o pierdere mai mare acolo decât în condițiile în care ești realist de la început. De aceea este bine să venim în câmp, să observăm cum se comportă hibrizii. Avem fermieri care au mers cu roata metrică, avem fermieri care au verificat cântarul pentru a avea veridicitatea datelor, verificăm umiditatea, totul se face transparent și de față cu fermierii pentru a putea învăța, dacă vreți, ceva sau reține ceva din acest lot, da? Nu exagerăm cu densitatea, nu exagerăm cu fertilizarea 200 de kg de uree la pregătirea patului germinativ, 100 de kg de clorură de potasiu și, evident, avem utrișa aplicat în 8 frunze, de aceea producțiile, dacă am fi avut apă, ar fi putut depăși și 14 tone, pentru că această bacterie este capabilă să ofere diferența de azot atunci când este cazul și atunci când este nevoie. Câteva vorbe despre evenimentul de azi, unde hibrizi precum 989, 9944, 9975 sunt vedetele, adică această grupă 340-370 FAO, care în trecut nu prea făcea parte din alegerile tipice ale fermierilor la irigat, dar astăzi realitatea din teren ne indică ca fiind grupa cea mai bună pentru irigat și vine cu niște avantaje destul de interesante. Ai porumb la data aceasta cu umiditate de 14-15%, eliberează terenul repede, dacă vrei să pui rapiță cu o semănătoare directă, nu ai nicio problemă în spate, ai timp, este, avem acum 27-28 de grade astăzi, da? Ai semănat rapiță, ai dat o apă de irigat și reușești să faci o producție decentă la porumb și reușești să faci o cultură de rapiță, poate după cultura de rapiță vii cu o cultură secundară de porumb și reușim astfel să îmbunătățim tot acest flux de capital în apă, pentru că suprafața de cultură irigată este una, să spunem, restrânsă și este bine să o valorificăm cât mai mult posibil și să avem această eșalonare, dacă vreți, a utilizării instalațiilor de irigat și a utilizării capacității de irigat. În realitate, ceea ce vrem să spunem este că dacă în trecut ne uitam la irigat doar la 450 FAO plus, astăzi cred că ar trebui să coborâm puțin ștacheta și să începem de pe la 330 până pe la 450, adică să începem de la 9398, 320 FAO, 330 FAO și să mergem până pe la 0710, 450 FAO, să segmentăm, dacă vreți așa, foarte bine lucrul acesta și să nu punem toate ouăle într-un coș, să nu jucăm totul pe o carte și să punem o parte din suprafață și o maturitate mai mică și maturitate, să spunem, de mijloc, 350, dar și ceva pentru acel an în care Dumnezeu este mai darnic cu noi și pe lângă cei 200 de litri de apă pe care noi reușim să-i dăm, mai avem și 200 de litri de apă de la Dumnezeu să facă acea diferență, să spunem, când un 350 îți face 14 și un 450 îți face 15 tone. Asta este
dacă vreți așa, ceea ce vrem să explicăm fermierilor și motivul pentru care ne-am întâlnit astăzi, să arătăm în câmp la lucru cu rezultatele finale, cu cărțile pe față și recolta în remorcă. În ultima perioadă vedem o deschidere foarte mare la fermieri și pentru irigațiile prin picorare. Care sunt avantajele de fapt irigării prin picorare? Pot fi mai multe, dar printre ele sunt faptul că reușim să folosim mai exact apa aplicată. Nu neapărat că avem o reducere a consumului de apă, dar o eficientizăm. O ducem direct la tulpina plantei. Aceasta poate fi de două feluri, poate fi la suprafață sau îngropată. Pot să vă spun că costul poate fi în funcție de sistemul de irigații. Pentru irigatul la suprafață este în jur de 1000 de euro, iar prin subteran este aproximativ 4000 de euro. La suprafață ce este de știut că se schimbă banda în fiecare an de zile, iar costul din an în an este de 300 de euro pe hectar pentru înlocuirea benzii. Un alt avantaj este faptul că putem să fertirigăm prin benzile de picorare, astfel putem să folosim mai eficient soluțiile de fertirigare și, în ultimul rând, știm ce temperaturi sunt în ultimii ani de zile în timpul verii. Ducând apa direct la sol, direct în pământ, toată apa este folosită de către sol și nu este evaporată în aer. Iar asta ne dă producții foarte bune, chiar și eu de la fermieri, că există diferență de producție între picurare și asperse de 3-4 tone în plus. Și nu vorbim doar de cultura de porumb aici, putem să vorbim de cultura de soia sau mai nou de viticultură și pomicultură. Este un sistem din ce în ce mai căutat și este singura soluție pentru aceste culturi pentru a crește productivitatea. Cum diferă o cultură la irigat versus de una la neirigat? Bun! În primul rând aș începe prin alegerea hibridului. La neirigat trebuie să aleg un hibrid cu toleranță foarte bună la secetă, care să fie o maturitate potrivită pentru zonă, 350, poate aici un 989, poate un 95-126 pentru 92-41, hibrizi mai rustici, cu potențial bun de producție. Primul lucru de care m-aș atinge de densitate. Este un lucru esențial ca la neirigat să nu depășim 63.000 de boabe semănate. Aș spune că o densitate de 55-58.000 de plante este arhisuficientă și putem alege hibrizi care merg foarte bine și mai jos de atât. La densități, nu știu, de 50.000 de știuleți recoltabil, un 989 are capacitatea chiar și de peste 12 tone la hectare. Adică n-ar trebui să ne temem de lucrul acesta. Aș reduce densitatea și n-aș semăna sub nicio formă mai mult de 62-63.000 la neirigat în sudul României. Aș reduce cantitatea de îngrășământ și nu aș depăși 80-100 de kilograme de azot, substanță activă, și aș încerca să-mi țin cheltuiala la 4 tone ca și producție, în așa fel încât în anii în care fac 5 tone, să nu duc bani de acasă, ci să am o tonă profit. Și discutam adineori cu un fermier care mi-a confirmat fix lucrul acesta. Dom'le, eu pun 55.000 de boabe la hectar, fertilizez mediu spre subțire, anul acesta fac 5 tone 100 la hectar, am cheltuiala de 4.200 de kilograme. E un an decent și nu trebuie să omor cultura porumbului, ci mai degrabă să o învăț să integrăm în viitor, pentru că nu cred că există o cultură perfectă, un panaceu perfect, o soluție universală. Eu n-am văzut-o funcționând până acum și așa paleta de plante cultivate și asolamentul este unul redus. Să avem grijă să păstrăm acest lucru, că este ceva ce nu se poate corecta de la un an la altul după asta. Și atunci aș încerca să spun lucrul acesta. Pentru fermierii care vor să țină cultura de porumb în fermă, încercați să semănați 55-60.000 de boabe dintr-un hibrid precum 8834 TSTFO, 939, 9241, 95126, hibrizi rustici. Încercați să țineți foarte bine sub control fertilizarea, nu forțați lucrul acesta. Încercați să semănați cât mai timpuriu posibil și cu siguranță vom avea producție la porumb. Acum, dacă mai și reușim să nu arăm în mijlocul verii, s-ar putea să avem încă un plus. Acum las la atitudinea fiecăruia, pentru că aici e o zonă periculoasă și nu vreau să intru în controverse. Avem fie prea fericiți cu plugul, fie prea nefericiți cu el și atunci nu vreau să intru în zona asta. Dar, ca și idee, eu cred că în august să ar la 35 cm nu este o idee foarte bună. Un lucru care ne atrage atenția foarte mult în ultimii 3 ani de zile, tot pe fundul acesta al secetei prelungite, al iernilor blânde, o reprezintă insectele. Ostrinia, Helicoverpa și mai nou Diabrotica,
Sunt trei dăunători care fac ravagii în cultura porumbului, mai ales dacă vorbim la neirigat, rotație scurtă, genul acesta de context. La Diabrotica putem avea plante căzute, la Ostrinia și Helicoverpa, în afara faptului că pierdem vârful știuletelui de la atacul de larve, avem probleme cu aflatoxinele, cu mucegaiurile. Practic, dacă vrem să fim corecți, ar trebui să vizităm în câmp și să facem, aș spune eu, minim două tratamente. Aș face unul în momentul în care pot intra în ultima secundă cu metul pe câmp, și asta este un tratament obligatoriu pentru toți fermierii la porumb. Aș alege Inazuma, două substanțe active, contact și sistemic, ultimul moment în care eu pot intra cu metul în porumb, iar pentru acei fermieri care practică monocultura și au irigații, este obligatoriu și al doilea tratament. Suvizio, în perioada de înflorit, este o substanță activă care are marele merit de a funcționa la temperaturi foarte ridicate. Acoperim nu doar un plus de producție, acoperim și o sănătate corectă a boabelor și faptul că recoltăm un porumb care se păstrează în integritate, da? Tulpina întreagă, fără cădere, fără probleme de genul acesta. Rămâneți alături de noi, revenim după o scurtă pauză de publicitate. Cu ferma Eliuță Ildo și cu Claudiu în special avem o colaborare de foarte mulți ani de zile. Este un partener de-al nostru unde nu doar că acesta achiziționează produsele John Deere, utilajele John Deere și produsele Ipsos, dar le și testăm de multe ori. De asta și Claudiu este printre primii, să spunem așa, oameni, fermieri din România, care atunci când apare un produs nou, el îl testează și îl și cumpără. Ne bazăm în continuare pe parteneriatul cu el, în special atunci când vorbim de utilaje autopropulsate John Deere. Îmi și aduc aminte, cred că sunt aproape, de fapt, 3 ani de zile, când prima comină X9100 a fost luată de el. Și ce m-a bucurat atunci, pentru că nici n-a testat-o, pentru că abia apăruse în Europa, a fost prima combină pe partea de est a Europei și Claudiu a fost, să spunem așa, cel mai încrezător să o ia și nu a greșit, pentru că cred că la o perioadă de 6 luni de zile după prima livrare a cumpărat și a doua combină. Deci asta înseamnă că a fost mulțumit de performanța combinei X9100. Mai mult decât atât, putem să ne îmbătrânim că vara aceasta, împreună cu fermerii Liuț, am făcut un test unic, cel puțin în România, și anume am recoltat 24 de ore cu combina X9100 la grâu. Scopul testului a fost nu să arătăm că John Deere X9100 este cea mai bună combină sau să dobărâm un record făcut de altcineva, a fost să arătăm faptul că fermierii din România și nu numai din România se pot baza pe această combină și pe fiabilitatea ei în timpul recoltatului, pentru că știm cât de mult s-au redus acum timpul de recoltat, în special la păioase, și cât de urgent este pentru fermieri să recolteze atunci când grâul sau culturile sunt, să spunem așa, în perioada optimă de recoltat. Iar prin acest eveniment am recoltat 24 de ore în continuu, în condiții reale de fermă. Da, suntem în fața unei provocări imense la fermele Liuță. Astăzi ne dorim să facem ceva unic în România, și anume să recoltăm 24 de ore cu combina X9100 John Deere, dotată cu un header de 13,7 metri. Așa cum știți, pe timpul zilei condițiile, în mod normal, condițiile sunt ușoare, dar ne așteptăm ca pe timpul nopții să întâmpinăm dificultăți. Scopul acestui, să spunem, test în care dorim să testăm combina John Deere X9-1100 este pentru a arăta faptul că această combina este capabilă să recolteze și în timpul nopții, când condițiile sunt mai dificile. Ce înseamnă condiții reale? Înseamnă, vorbesc de înălțimea mirii, știi, undeva la 10-15 cm, pierderi sub 1%, deci totul a fost controlat, să spunem așa, chiar sub ochii lui, pentru că venea foarte des să ne controleze, să spunem în ghilimele, dacă facem treabă bună. Ceea ce ne dorim este să vedem dacă putem să recoltăm 24 de ore, câte hectare recoltăm în 24 de ore, ce producție reușim să recoltăm în aceste 24 de ore. Și în ultimul rând, întotdeauna vom încerca să menținem combina sub 1% pierderi, asta și cu ajutorul sistemului K2 de automatizare a combinei. Am revenit cu o actualizare. Suntem trecuți de ora 4. Condițiile, să spunem, sunt încă bune, poate chiar mai bune decât timpul zilei, pentru că nu mai
paile nu mai sunt așa uscate, iar sitele nu mai sunt încărcate cu pleavă. Arată faptul că comina lucrează la parametri buni, pierderile sunt chiar mai bune decât în timpul zilei, aproape de 0%. Dacă vorbim din punct de vedere al numerelor, să spunem, recoltate până acum, avem peste 800 de tone bătute și peste 120 de hectare recoltate, în continuare cu un consum de 13 litri pe hectar, ceea ce este foarte mult, ținând cont de ora la care suntem, așa anume 4 dimineața. Dar desigur, ca în orice campanie de recoltat, am întâmpinat și probleme, aproximativ jumătate de oră a trebuit să reparăm o pană pe care am avut-o la una dintre remorcele de transborder și la combina, o mică problemă la o roată, am pierdut presiune, pe care am rezolvat-o în cele 30 de minute, dar și un deget escamotabil care s-a rupt de la melcul de alimentare al header-ului, la fel, rezolvat repede, iar combina a continuat să funcționeze fără probleme. Dacă m-aș pune în locul lui Claudiu, probabil aș fi spus că s-a bazat în primul rând pe brandul John Deere. Dacă ne uităm, cred că avem un parteneriat de la început, de când suntem noi în România, poate sunt mai bine de 15 ani, de când acesta lucrează cu John Deere și cu siguranță se bazează pe fiabilitatea brandului John Deere. Apoi, cu siguranță, al doilea motiv este partea de suport, partea de servisare și partea de stoc de piese și de intervenție, faptul că intervenim rapid. Și în al treilea rând, dar poate nu ultimul, e un mix din toate trei, este și partea de performanță a combinei și a dorit o combină care să înlocuiască două combine mai mici, o combină performantă care să facă cât mai multe hectare pe zi și cu pierderi minime. Și de asta X9 s-a încadrat așa în cerințele lui, deoarece este o combină cu o suprafață mare de batere și separare, o combină axială cu doi rotori, cu o suprafață mare de curățare de 7 metri pătrați, asta înseamnă pierderi reduse, cât mai reduse, la o viteză de recoltare mare. Și în ultimul rând, partea de inteligență. Claudiu este poate unul pionerii acestui trend, să spunem, în agricultură, de agricultură de precizie. El urmărește toate performanțele utilajelor din fermă, vorbind de auto propulsate. Și numai că urmărește, dar și înregistrează toate lucrările pe care le face în fermă. De la pregătit terenul, semănat, erbicidat, fertilizat, până la recoltat. Iar pe baza acestor informații pe care le adună, reușește anul următor să-și îmbunătățească și să-și reducă costurile din fermă. Deci aș putea spune că este un mix din cele trei aspecte pe care le-am spus mai devreme.